Numai puțin de 102 viitori soldați gradați profesioniști ai Forțelor Navale Române au început o nouă serie de pregătire din data de 9 noiembrie la Școala de Aplicație a Forțelor Navale Viceamiral Constantin Bălescu din Mangalia. Două plutoane dintre aceștia vor fi repartizați în unitățile Forțelor Navale, iar restul la Regimentul 307 Infanterie Marină de la Babadag. Seria se descurcă foarte bine din ce am văzut în spatele meu. Există voință și potențial în rândul militarilor și acest lucru ne ajută foarte mult în îndeplinirea obiectivelor, chiar dacă perioada este mai scurtă. La mijloc de noiembrie am fost prezenți în poligonul unității unde viitorii soldați executau, la doar o săptămână de armată, prima lor ședință de tragere, pregătitoare și de verificare a grupării, cum este denumită tehnic, cu pistolul mitralieră și pușca mitralieră calibrul 7,62 mm. Întâmplător, la tragere participau doar militarii care vor încadra funcțiile de la infanterie marină. Și de aici, culoarea verde, camuflaj care inundă ecranul. Dar stați liniștiți, și regimentul 307 infanterie marină este tot al Forțelor Navale, iar marinarii au tras în după amiaza acelea zile. Prima ședință de tragere a decurs destul de vinișor, a fost o experiență plăcută și prima experiență din viața mea de a trage cu o armă. Cum a fost pentru noi? Pentru mine a fost o experiență foarte plăcută, nu am avut emoții deloc și sper să tragem din ce în ce mai bine. Bineînțeles, pentru prima dată au fost emoții, dar după primul foc am început să mă relaxez și am nimerit 3 din 4. Dificil nu mi s-a părut nimic, mai mult emoțiile decât dificultatea tragerii. Am fost instruiți dinainte felul tragerii și executarea tragerii și mai mult emoțiile decât pregătirea în sine. Trebuie să stăm pentru că au emoții la mânuirea armamentului, sunt diferite incidente, se panichează și trebuie să-i susținem. Dumneavoastră încă nu ați apucat să trageți, aveți emoții, vă îngrijorează această prima ședință de tragere? Am emoții, dar sunt sigură că o să fie totul bine și că o să fie o experiență plăcută. Ați avut timp să vă pregătiți, să pregătiți ședința tragerii, mă gândesc că sunteți în cazarmă de doar o săptămână. Da, deși este timpul scurt, avem timp să le facem pe toate și o să se termine totul cu bine. Ca o noutate, seria aceasta este prima care face parte dintr-un proiect pilot, în sensul că are o durată de doar o lună și jumătate față de 4 luni la seriile anterioare. Datorită perioadei mai scurte de pregătire, activitățile sunt mai concentrate. Procesul de instruire este mult mai concentrat. Militarii urmând să execute mâine o ședință la fel, miercuri o ședință de noapte, săptămâna aceasta vor fi verificați la masca contragazelor și totodată vor fi învățați cum să confecționeze o amorsă. Deci, cu alte cuvinte, în primele 2 săptămâni de armată deja acumulează aproape 3 trageri și multe alte cunoștințe. De-aia vă întreb și revin, cum se descurcă? Militarii se descurcă foarte bine, există perseverență în rândul rolului, ei vor să învețe tot timpul ceva nou. Mă bucură, dar în același timp mi-aș fi dorit să fie mai lung, pentru că perioada asta este una frumoasă, este o experiență nouă, ne-am împrietenit cu toții. Din punct de vedere al tragerului, e ceva deosebit? S-a comprimat puțin timpul sau nu? Este puțin mai greu, este o perioadă foarte scurtă de timp, sunt foarte multe informații pe care trebuie să-i învățăm. În concluzie, o serie bună? O serie foarte bună și să sperăm că își îndeplinesc misiunea până la capăt. La prezentarea în unitate, toți cursanții au fost testați, iar la sosirea rezultatelor s-a constatat că 7 dintre aceștia sunt infectați cu virusul COVID-19, toți fiind asimptomatici. Au fost izolați în infirmeria unității și monitorizați permanent de medici, iar starea lor de sănătate este foarte bună, iar moralul militarilor ridicat. Nu sunt panicat de acest virus. Cred că toți îl vom avea la un moment dat. Atâta timp când nu sunt simptome pentru cei infectați, nu cred că este un prag pentru noi să nu-l trecem. Pregătirea este formată din 2 module, unul cu durata de 3 săptămâni, instrucție individuală de bază, iar celălalt de 4 săptămâni cu pregătire de specialitate. Primul modul este efectuat de către toți cursanții la Mangalia, iar pe cel de-al doilea, viitorii infanteriști marini îl vor efectua la Babadag, la regiment. Prima săptămână mi se pare dificil faptul că avem un număr mare de activități pe care trebuie să le acumulăm într-un foarte scurt timp pe care îl avem. Adică într-o săptămână deja am făcut destul de multe.
și celelalte chestii sunt ok. Și instrucția, viața de cazarmă, cum e pentru noi asta? Primele zile a fost puțin mai greu, în continuare ne-am acomodat. Este ok. Suntem 10 fete, este puțin mai greu pentru noi programul de dimineață, sunt multe informații de acumulat. Chiar nu mă așteptam să fie așa de ok. Tot am auzit tot felul de zvonuri, că greu, că... Dar dacă ești curajos și vrei să dobândești chestiile astea, sigur vei reuși. Prima săptămână a fost foarte emoționantă, un pic dificilă datorită scurtului timp de pregătire, dar este foarte bine. M-am adaptat rapid, plus de asta eu sunt și un pic mai în vârstă, am 40 de ani, oarecum am prins timpul comunismului, știu ce înseamnă să fii oarecum de mic, cu încălțămintea, cu aranjatul patului, cu îmbrăcămintea, cu mâncarea mai bună, mai rea, spălatul la mâini, deci oarecum sunt obișnuit. După finalizarea programului de pregătire, pe data de 23 decembrie, soldații vor depune jurământul, iar a doua zi, 24 decembrie, vor fi repartizați în unitățile militare din Forțele Navale Române, unde își vor desfășura activitatea specifică funcțiilor pe care le vor încadra.